Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți confrați preoți, dragi seminariști, dragi tineri și credincioși, bună seara și bine ați venit! În seara aceasta avem în centrul atenției un eveniment foarte cunoscut din Evanghelie. Este dialogul de la fântâna lui Iacob. Dialogul dintre Iisus și samariteană. Dă-mi să beau, îi va spune samariteana lui Iisus. O, de a-i cunoaște darul lui Dumnezeu, îi spune Iisus samaritenei. Acum, în rugăciune, fiind la început, vă invit să ne îndreptăm atenția spre Dumnezeu și îi invit pe Paul și Gabriel, vă rog să veniți aici la microfon, pentru a rosti rugăciunea de la început. Doamne Iisuse, Tu ești imaginea Dumnezeului invizibil. Tu ești mai înainte de toate și toate subzistă în Tine. Toate au fost create prin Tine și pentru Tine. Cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Doamne Iisuse, Tu ești capul trupului care este biserica. Tu ești începutul la toate, primul născut dintre morți. Tu domnești peste toate. Doamne Iisuse, lui Dumnezeu i-a plăcut să locuiască în Tine toată plinătatea și prin Tine să reconcilieze toate pentru Sine, făcând pace prin sângele crucii Tale între cele de pe pământ și cele din ceruri. Dumnezeu s-a ridicat în dumnezeiască adunare, în mijlocul zeilor face judecată. Până când veți judeca nedrept și veți susține cauza celor nelegiuiți? Faceți dreptate celui sărac și orfanului, dați dreptate celui umil și celui sărman. Scăpați-l pe cel slab și pe cel nevoiaș, eliberați-i din mâna celor nelegiuiți. Dar ei nu știu și nici nu înțeleg, ci umblă în întuneric, se cutremură toate temeliile pământului. Eu am zis, voi sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui prea înalt. Cu toate acestea, veți muri ca toți oamenii, veți cădea ca toți cei puternici. Ridică-te, Dumnezeule, judecă pământul, căci toate neamurile sunt moștenirea Ta. Vă rog să luați loc. Cred că întâlnirea de la fântâna lui Iacob avea să transforme acea zi într-o zi cu totul specială și deosebită. O zi ce va rămâne în istorie pentru totdeauna. De ce avea să fie atât de specială? Care este motivul? Cu siguranță îl vom redescoperi în seara aceasta în cateheza pe care ne-o va prezenta preasfințitul Iosif. Apa cea vie avea un tainic înțeles. Darul lui Dumnezeu făcea referință la ceva foarte important. Dialogul dintre Iisus și samariteană realiza, de fapt, o trecere admirabilă de la semnificația apei, apa din fântână, la apa vie, dătătoare de viață, care provine din izvorul vieții, adică din Dumnezeu. Avem aici, de fapt, trecerea de la un plan material și fizic la unul spiritual simbolic. Cateheza din seara aceasta ne va ajuta să ne dezlipim de cele materiale și ne va ajuta să ne înălțăm spre cele spirituale, spre darul lui Dumnezeu, spre pacea lui Dumnezeu, spre mântuire. Să pornim
de la ceea ce vedem, cum este apa, să pornim de la nevoile și dorințele noastre, cum este setea, de exemplu, sau să pornim de la întrebări, cine este Iisus pentru mine? Și să ajungem la înțelesul profund al apei, să ajungem la recunoașterea nevoii noastre de mântuire, de Dumnezeu, de pace, de liniște, să ajungem la recunoașterea Mântuitorului, a Fiului lui Dumnezeu, în persoana lui Iisus Hristos. Acum să-L invocăm pe Duhul Sfânt să vină în mijlocul nostru și cu harul Său să ne lumineze pentru a pătrunde în învățătura catehezei din seara aceasta. Frați, într-o preoție,
dragi seminariști, dragi surori, iubiți credincioși prezenți în această seară în catedrala noastră și iubiți credincioși care sunteți în legătură directă cu noi pe calea internetului sau ne ascultați la Radio Maria. Postul mare, așa cum vedem zilele acestea, capătă pentru noi creștinii o dimensiune neașteptată din cauza pandemiei cu virusul corona, care ne pune în fața fragilității vieții și ne provoacă la responsabilitate și solidaritate. Așa începe scrisoarea Conferinței Episcopilor Români referitoare la noile măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului. În această perioadă care coincide cu postul mare, suntem îndemnați să ne rugăm pentru toți cei bolnavi și pentru familiile lor, pentru personalul medical implicat, pentru toți cei care oferă asistență și se dedică stopării răspândirii acestui virus. Scrisoarea este semnată de înalt preasfințitul Aurel Percă, o găsiți și pe site-ul episcopiei noastre, erces.ro. Am făcut această introducere ca să înțelegem situația concretă în care ne aflăm acum, nu știm cât va mai dura, dar ne punem toată încrederea în Dumnezeu și îl rugăm să se îndure de noi. Tema acestei cateheze, care este a șaptea, numărându-le și pe cele din Advent, este, așa cum spunea Părintele Mihai, apa cea vie, care înseamnă, de fapt, mântuirea pe care ne-a adus-o Iisus Hristos venind pe pământul nostru. Precizez că este o pagină din Evanghelie, e vorba de Evanghelia Duminicii a treia din post spre care ne îndreptăm, o pagină de o frumusețe rară care ne provoacă la reflexie și ne determină să ne schimbăm viața, să fim mai buni, să alergăm cu mai multă încredere la Iisus, în care să vedem realmente apa cea vie, dătătoare de viață și de mântuire. Ca întotdeauna avem imaginea acolo în față cu acest episod din Evanghelie. Ca întotdeauna cateheza va cuprinde patru puncte. Primele, așa cum v-am spus și la celelalte, sunt teoretice, sunt de natură și teologică, ultimul punct fiind partea aplicată a catehezei, practică, mai bine zis, adică ea ne provoacă pe fiecare să luăm o atitudine. Ascultând acest pasaj din Evanghelie, cu explicațiile cuvenite, să luăm concret hotărâri care să ne ajute să trăim mai intens credința noastră creștină. Aceste puncte ale catehezei sunt, primul, la fântâna lui Iacob. Al doilea punct este darul lui Dumnezeu. O, dacă ai cunoaște darul lui Dumnezeu, spune Iisus samaritenii. Al treilea punct, misiunea lui Iisus Hristos. De ce a venit El pe pământ?
să ne mântuiască. Și acest lucru îl scoate în evidență în episodul de la fântâna lui Iacob. Și ultimul punct, cu aplicare la viața noastră de credință, dorul de Dumnezeu. Le luăm la rând. Primul punct, la fântâna lui Iacob. Vreau să precizez că învățătura acestei cateheze este strâns legată de ceea ce Iisus a făcut înainte de acest episod din Evanghelie, de minunile lui Iisus. Ne amintim pe prima de la nunta din Cana, apoi prezența lui în templul din Ierusalim, acolo unde a făcut o leacă de ordine, pentru că nu mai era. Casa lui Dumnezeu era transformată în casă de negustorie. Și el ia atitudine fermă, casa lui Dumnezeu trebuie să rămână casa lui Dumnezeu. Nu prefăcută, cum citim în pasajul evanghelic, în peșteră de tâlhari. Apoi, tot anterior acestui episod din Evanghelie de la fântâna lui Iacob, să nu uităm întâlnirile nocturne pe care le avea Iisus cu Nicodim, un fruntaș al iudeilor, care îl prețuia, îl stima foarte mult pe Iisus, dar de frica celorlalți venea noaptea să stea de vorbă cu el și să poarte discuții lungi în care Iisus se destăinuie lui Nicodim că este Fiul omului, cel care a venit în lume ca lumină în întuneric, a venit pentru a mântui lumea, nu pentru a o judeca. Înțelegând aceste lucruri, vom înțelege mai bine episodul de la fântâna lui Iacob. Mai precizez un lucru, că Iisus nu era bine văzut de farisei. Nu era bine văzut, de ce? Pentru că tot mai mulți, ascultând învățătura lui, văzând minunile sale, se converteau. Se converteau și deveneau discipolii săi. Și sigur că fariseilor nu le convenea acest lucru. Ei mergeau mai departe cu poziția lor pentru legea veche, îl știm pe Saul înainte de convertire. Și nu voiau acest lucru și de aceea mereu au încercat să pună, cum spunem noi, bețe în roate lui Iisus ca să-i zădărnicească planul său grandios de mântuirea lumii. Din acest motiv, Iisus, știind că este văzut rău de farisei, a ales, fiind în Iudeia, între iudei, a ales să părăsească Iudeia, adică partea de sud a Palestinei, și să se îndrepte spre locurile sale natale, Nazaretul, partea de nord a Palestinei, Galileea. Și ca să ajungă acolo, trebuia să treacă prin Samaria, partea centrală. Și între samariteni și iudei, totdeauna de veacuri, erau frecușuri, cum se întâmplă de multe ori între satele vecine sau localități vecine sau regiuni vecine. Nu se vedeau cu ochi buni. Și Iisus a trecut prin Samaria ca să ajungă în Galileea. Și a ajuns în Samaria într-o localitate numită Sihar, care era Sihemul din vechime. Era o cetate situată între munții Ebal și Garizim, la care face referință Sfânta Scriptură. Sihar, această localitate, avea o lungă și o frumoasă istorie. Abraham își pusese aici corturile. Știm, Abraham a fost chemat de Dumnezeu, a lăsat toate
locurile natale și s-a îndreptat, fără să știe unde, acolo unde l-a trimis Dumnezeu. Și El rămâne pentru noi un exemplu de credință, de încredere totală pe care să o avem în Dumnezeu. Și spune istoria Vechiului Testament despre Abraham că aici, la Sichem, pe vremea lui Iisus, schimbată puțin denumirea Sichar, aici și-a pus el corturile. Tot aici, patriarhul Iacob, cel care avea 12 fii, îi lasă o bucată de pământ lui Iosif, care era fiul său predilect. Cunoaștem istoria aceasta frumoasă a lui Iosif din Vechiul Testament. Aici, Iacob îi lasă lui Iosif o bucată de pământ. În această moștenire se odihneau de secole oasele lui Iosif, care fusese aduse din Egipt în timpul Exodului. Dumnezeu a eliberat cu mână forte poporul din sclavia Egiptului. După 700 și ceva de ani cât a stat poporul în Egipt, poporul este călăuzit, avându-l în frunte pe Moise, prin pustiu, 40 de ani până în țara făgăduită. Dar Iosif, că de acolo începe istoria poporului ales în robia egipteană, Iosif le-a spus fraților săi, o limbă de moarte, când veți pleca și Dumnezeu își va aminti de voi și vă va scoate de aici, să-mi duceți oasele de aici, din Egipt, cu voi. Și le-au dus. De secole, oasele lui Iosif erau acolo, la Sichem, Sichar, pe vremea lui Iisus. Locul acesta era, într-adevăr, plin de semnificații. Acolo unde s-a oprit Iisus, cum vedem în imaginea fântâna lui Iacob. Și apoi muntele, spuneam de muntele Ebal. Acolo Iozue, cel care a preluat conducerea poporului ales după Moise și a introdus poporul în țara făgăduită, acolo, pe muntele Ebal, a transcris legea lui Moise și a reînnoit alianța de pe Sinai, înainte de a intra în țara făgăduită. Sau a ajuns în țara făgăduită, acolo a reînnoit făgăduințele, cu hotărârea fermă de a nu mai părăsi pe Domnul, de a nu sluji altor zei. Fântâna lui Iacob, care e în centrul atenției noastre în acest episod de duminica a treia ce urmează, fântâna care se afla acolo, amintea de toate acestea. Vedeți, plin acest episod din Evanghelie, de atâtea fapte legate de istoria poporului ales. Fântâna se afla acolo și amintea de toate acestea și de multe alte evenimente semnificative din istoria poporului ales. De aceea e bine să cunoaștem acest cadru istoric și aceste detalii legate de locul unde a avut loc episodul întâlnirii lui Iisus cu femeia aceea din Samaria. Samaritanii erau considerați de iudei păgâni. Era acea ură între dânsii care nu se mai termina. De la o cateheză la alta, vedem cum calea postului mare ne propune să-L însoțim pe Iisus în locuri de o mare importanță pentru credința noastră. Vă amintiți, am pornit de la Iordan, locul unde Iisus a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul. A mers apoi cu Iisus în pustiul Iudeii, prima duminică din post, acolo unde Iisus s-a pregătit 40 de zile prin post și unde Iisus a fost pentru misiunea sa de mântuitor și unde Iisus a fost ispitit de diavol. Duminica trecută am ajuns cu Iisus pe muntele Tabor, muntele fericirii. Iată acum am ajuns tot cu Iisus la o fântână.
fântâna lui Iacob. Și precizează evanghelistul că era pe la ceasul al șaselea, dă și ora când Iisus a ajuns acolo. Ceasul al șaselea ar fi cam pe la amiază, așa aveau latinii, ora a treia, ora a șasea, ora a noua. Pe la ceasul al șaselea, adică pe la amiază. Și obosit Iisus, nu doar de activitatea sa, predicile pe care le făcea, întâlnirile sale cu poporul, activitatea sa apostolică, dar obosit chiar fizic. Iată el plin de praf, am spune noi, se așează lângă fântână. Părea, sigur, o zi ca toate celelalte. Venită să ia apă de la fântâna lui Iacob, o femeie din Samaria, o samariteană, l-a observat pe acest străin și a dat seama apoi că este iudeu. Frecușul acela dintre iudei și samariteni. Și a rămas de-a dreptul surprinsă când acest iudeu, bărbat, îi cere ei, femeie, știind care erau relațiile dintre iudei și samariteni, îi cere apă. Dă-mi să beau. A rămas surprinsă de-a dreptul, pentru că iudeii n-aveau voie să bea din același vas apă sau altceva cu samaritenii, că se spurcau. Așa considerau ei. Deveneau necurați. De aceea femeia rămâne foarte surprinsă când necunoscutul Iisus îi cere, și mai ales că era bărbat, un bărbat să ceară unei femei, dă-mi să beau. Dar de aici începe un dialog între Iisus și femeia samariteană. Dialog care se va sfârși fericit pentru femeie, pentru că va ajunge de la necredință la credință. Acel străin, Iisus, îi va destăinui multe din viața ei. Ai avut 5 bărbați și mereu rămâne tot mai surprinsă. De unde știe omul acesta ce-am făcut eu în viață? Și bărbatul pe care l-ai acum, ai spune Iisus, nici ala nu-i al tău. Rămâne de-a dreptul surprinsă. Și spuneam că acest străin Iisus, destăinuindu-i că era nu numai profetul anunțat în vechime, pentru că a rămas, cine ești tu, de unde știi, ești cumva un profet? Și a dat seama încet, încet, în urma dialogului, că necunoscutul nu era altul decât Mesia, cel pe care și samaritanii și toți oamenii îl așteptau ca eliberator, ca mântuitor, ca salvator. Acesta este primul punct, așadar, fântâna lui Iacob, cu aceste descrieri care ne vor ajuta să înțelegem mai departe episodul acesta așa de frumos din Sfânta Evanghelie. Punctul al doilea, darul lui Dumnezeu. Aici intrăm în partea teologică a fragmentului evanghelic de duminica viitoare. Dialogul dintre Iisus și samariteană cuprinde învățătura despre darul lui Dumnezeu oferit omului. Să aprofundăm un pic acest dialog în care Iisus nu făcea altceva decât trecerea de la apa din fântână, apa materială din fântână aceea lui Iacob, la apa vie a mântuirii, care era el însuși, mântuitorul lumii. În locul mirării și al nedumeririi a apărut o mare curiozitate. Apă vie, un dar de la Dumnezeu? De unde se gândea femeia, de unde se poate lua așa ceva? Cine este acest străin care poate
să dea apă vie. Oare este El mai mare decât Iacob, cel de la care avem noi fântâna aceasta, părintele poporului lui Israel? O fi mai mare decât El? Iată, dialogul provoacă în ea întrebări. Toate întrebările acestea și fiecare răspuns dat de străin, adică de Iisus, se îndreptau tocmai spre apa cea vie. Samariteana nu cunoștea încă o astfel de apă tainică, care izvora continuu, care era pură, simbol al mântuirii oferite de Dumnezeu, al Duhului dătător de viață. De unde să știe ea, de unde să cunoască ea aceste lucruri? Dar când a auzit că acea apă vie îndepărtează setea pentru totdeauna, în dorința ea de a nu mai veni la fântână să se ostenească, să ia apă, că ea se gândea la apa din fântână. Eu îți dau o apă mai bună, din care dacă vei bea, nu vei mai înseta niciodată. Păi, Doamne, dă-mi apa asta. Cine? Dacă eram noi în locul ei, nu am fi cerut la fel? Și iată-L pe Iisus, încet, încet, o aduce la adevăr, o face să înțeleagă că nu-i vorba de apa materială din fântână, aceea la care o trimitea El să gândească, ci este apa cea vie, mântuirea pe care El a venit să o aducă în lume. În timp ce samariteana exprima dorința sa după o viață mai bună, Iisus îi destăinuie taina misiunii sale, spunând așa, citez: oricui bea din apa aceasta, adică din fântână, îi va fi sete din nou, dar pentru cel care bea apa pe care eu voi da eu, va deveni în el izvor de apă care țâșnește spre viața veșnică. Ioan, capitolul 4, versetele 13 și 14. Ei, înțelesul acestor cuvinte era necunoscut acelei femei. De aceea Iisus a ajutat-o încet, încet să înțeleagă faptul că El a venit ca să arate calea spre Dumnezeu, să arate oamenilor drumul care duce la Dumnezeu. Odată cu venirea sa, nu va mai exista un loc anume în care Dumnezeu să fie adorat. Nici pe muntele Garizim, ați auzit că am făcut referință la el la primul punct, nici la Ierusalim, cu mărețul templu de acolo, Dumnezeu va fi invocat în orice loc. În orice loc. Vine ceasul, ce frumos îi spune Iisus, femeie, vine ceasul și acum este, că El era Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ. Ce onoare pentru această femeie să stea alături de Fiul lui Dumnezeu, făcut om. Vine ceasul și acum este, în care adevărații adoratori îl vor adora pe Tatăl în Duh și adevăr, fără să fie legați numai decât de un loc, muntele Garizim, templul din Ierusalim, o sinagogă sau altceva, în Duh și adevăr, adevărații adoratori, așa îl adoră pe Dumnezeu. Acești adoratori renăscuți din Duh vor cunoaște adevărul, adică revelația adusă de Iisus Hristos. Aici am citat din Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 4, versetele 19 până la 24. Numai după ce Iisus Hristos i-a destăinuit femeii de la fântâna lui Iacob sosirea ceasului mântuirii, numai atunci ea, mirată de înțelepciunea acestui străin necunoscut, numai atunci a început să înțeleagă faptul că cel care stătea de vorbă cu ea era chiar Mesia, așteptatul și doritul popoarelor, cum retrăim noi în timpul Adventului, această așteptare a omenirii să vină Mesia.
Iată, el vede acum, acesta e Mesia. Așteptat și de samariteni, Hristosul, unsul lui Dumnezeu, adică. În acel moment, ochii femeii au început să vadă cu adevărat. Urechile ei au început să audă. Inima ei bătea puternic, mintea ei contempla pe chipul lui Iisus imaginea lui Mesia. Ăsta este Mesia. Ce onoare gândea e pentru mine să fiu alături de El, să-L văd cu ochii mei. Nu-i mai păsa acum de nimeni și de nimic. Nu m-a interesat nici măcar discipolii, că ați văzut în prima imagine, erau și ucenicii lui Iisus un pic mai departe. Nu m-a interesat nici apa din fântână. Au uitat și de băutură și de sete de toate, că spune evanghelistul că a lăsat ulciorul acolo și a plecat în grabă, în cetate, pentru a da de veste tuturor. Citez din Evanghelie, veniți și vedeți omul care mi-a spus tot ce am făcut eu în viața mea. Oare nu este acesta Mesia? Ioan 4:42. Iată devine, am spune, prima evanghelizatoare în Samaria, femeia aceasta. Trecem la punctul 3. Deci am văzut punctul 2, darul lui Dumnezeu. O, dacă ai cunoaște darul lui Dumnezeu. Și acest dar sunt eu, așa voi să spună Iisus, purtând dialogul la acest punct. Eu sunt darul lui Dumnezeu. O, dacă ai cunoaște darul lui Dumnezeu. Al treilea punct, misiunea lui Iisus Hristos. Fântâna lui Iacob, am putea spune, a devenit un loc al destăinuirii misiunii lui Iisus Hristos. El, care era Fiul prea iubit al Tatălui și întruparea înțelepciunii divine, era prezent acolo pentru a descătușa ceea ce numim noi, și numai noi românii avem acest cuvânt, dorul după Dumnezeu, dorul de Dumnezeu. Se spune că acest cuvânt nici nu poate fi tradus în alte limbi. E specific, cum fiecare limbă are un cuvânt care e specific limbii și nu poate fi tradus niciodată ca să exprime ceea ce el conține, așa avem noi acest cuvânt, dorul de Dumnezeu. Și acest dor, Dumnezeu l-a întipărit în ființa noastră omenească, dorul după divinitate, dorul după Dumnezeu. Nimeni nu poate astâmpăra acest dor decât El, Creatorul Cerului și al Pământului. Și deoarece Dumnezeu se revela prin El, întâlnirea cu Dumnezeu se a realizat tot prin El, prin Mesia, prin Iisus. Pentru că era Fiul lui Dumnezeu venit pe Pământ. Cine crede în El, cine îl acceptă pe Iisus, se întâlnește cu Dumnezeu. Găsește așa liniște și pace pe care toți o doresc din străfundul ființei lor. Această întâlnire era acum posibilă nu numai pentru iudei și nu numai pentru samariteni, ci pentru toți oamenii, pentru că El a venit pentru toți. Spune, oricine va bea, nu numai tu, femeie, sau oricine altul de pe fața pământului va bea din apa pe care eu o voi da, aceasta va fi purtătoare spre viață veșnică, pentru oricine. Mântuirea este universală, mântuirea adusă de Iisus. Mântuirea sau pacea lui Dumnezeu este darul divin, dumnezeiesc, făcut tuturor oamenilor, prin Iisus Hristos. Făcut inclusiv samaritenilor, chiar dacă erau dușmani ai iudeilor, Iisus era iudeu. În acest sens, Iisus le-a spus discipolilor Săi, citez, iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți lanurile că sunt albe pentru seceriș. Deja secerătorul își primește plata și adună roadele spre viața veșnică, pentru ca semănătorul să se bucure la fel cu secerătorul.
Ioan, capitolul 4, versetele 35-36. Vedem aici cum semănatul și secerișul făceau deja parte din aceeași lucrare. Nu erau două lucrări distincte, ci era una singură. Formau un singur moment de care se bucura și cel care a semănat și cel care secera. Cel care a semănat, adică Hristos, și cei care seceră, discipolii. A sosit timpul mântuirii, vrea să spune Iisus. A sosit timpul mântuirii și este îmbelșugat, este plin de milostivirea lui Dumnezeu. Acest timp permite un dialog direct cu Dumnezeu. Și nu numai pentru iudei, repet și întăresc acest lucru, nu numai pentru iudei și nu numai la Ierusalim, ci pentru toți oamenii în orice loc de pe fața pământului. Și aici, la noi, în catedrală, și peste tot în lume, pentru toți a venit Iisus. Se deschidea și înaintea samaritenilor un timp de har în care vor crede în cuvintele lui Iisus și în care îl vor recunoaște pe Mântuitorul lumii. Vom avea duminică și o lectură a doua din Sfântul Apostol Paul către romani. Și acolo vom auzi cum Sfântul Paul era convins că harul este dăruit de Dumnezeu prin Iisus Hristos. El a avut fericirea să vadă cum credința în Hristos, e vorba de Sfântul Paul, care s-a convertit din Saul în Paul, cum credința în Iisus Hristos a adus iubirea și speranța în viața lui. Ei, despre această experiență le mărturisea el creștinilor din Roma când le scria. Citesc doar puțin din lectura a doua de duminica viitoare. Justificați prin credință, avem pace de la Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am obținut în credință posibilitatea de a ajunge la acest har în care ne aflăm și ne lăudăm în speranța gloriei lui Dumnezeu. Romani 5:1-2. Iubiți credincioși, întâlnirea cu Domnul pe drumul Damascului l-a schimbat radical pe Saul și a devenit Paul, din prigonitor al creștinilor, marele apărător al creștinismului. Harul l-a transformat și acest har l-a adus Iisus. El ne l-a meritat. Harul a pătruns atunci adânc în viața lui Paul și l-a transformat în apostolul neamurilor. Din prigonitor, repet, l-a transformat în prieten și apărător vașnic a lui Hristos și al învățăturii sale. Este vorba aici despre convertire, un dar nemeritat, o transformare interioară, un rod al Harului Divin. Suntem chemați în postul mare să realizăm convertirea, toți, de la Papa până la ultimul creștin, convertirea. Nu putem realiza convertirea fără Har, fără Hristos, că El ne dă Harul. El este apa cea vie. Harul păcii și al prieteniei cu Dumnezeu nu este dăruit, ne este dăruit prin cele trei virtuți teologale, credința, speranța și iubirea. Ele formează un tezaur unic și spunem că aceste trei virtuți sunt teologale, de la teos și logos, adică ele ne unesc cu teos, cu Dumnezeu, credința, speranța și iubirea. Izvorul acestor virtuți este însuși Dumnezeu. Când prețuim aceste zauri, suntem în comuniune cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Credința, speranța, iubirea. Și trecem la ultimul punct,
De data aceasta este partea aplicată la viața noastră de credință a acestui episod excepțional de frumos din Evanghelie, Iisus la fântâna lui Iacob. Unul dintre darurile primite de la Dumnezeu este transformarea interioară, adică, ce spuneam mai înainte, convertirea, întoarcerea la Dumnezeu. Calea postului mare ne conduce spre această convertire. Când ne convertim, orice moment din viața noastră este pătruns de lumină, de lumina care ne vine de sus, de cuvintele frumoase și de fapte bune. Pătrunde bucuria în viața noastră, ne simțim mulțumiți, ne apropiem de pacea lui Dumnezeu, întrezărim ceea ce este, de fapt, mântuirea, apa cea vie, simbol al mântuirii. Vedem cum apropierea de Dumnezeu ne transformă nu numai viața, ci și relațiile cu cei din jurul nostru, din casa noastră, colegii noștri și așa mai departe, cu toți cei cu care ne întâlnim. Acesta este efectul pe care îl produce apropierea noastră de Dumnezeu. Ce frumos pentru samaritan! Vedeți, stă, îl ascultă pe Iisus, el, prin dialog, o conduce la credință, să înțeleagă cine este el și ce lucruri frumoase realizează omul atunci când intră în dialog cu Dumnezeu. În timpul postului mare, să ne străduim să realizăm acest dialog cu Dumnezeu, această apropiere de Dumnezeu. Trei mari teme de meditație desprinse din această cateheză pot să ne lumineze în contemplarea misterelor mântuirii pe care le vom celebra în Săptămâna Sfântă, aceea dinaintea Învierii Domnului, din noaptea Învierii Domnului, Săptămâna Mare, cum îi mai spunem noi. Care sunt aceste trei teme pe care le desprindem ca aplicare practică la viața noastră de credință? Le desprindem din cateheza de astăzi. Prima temă, apa vie oferită de Iisus. Această apă se referă la mântuire, să reținem acest lucru și să medităm asupra acestei teme. Iisus este apa cea vie de care avem nevoie ca să putem trăi cu adevărat și veșnic. A doua temă, întâlnirea cu Dumnezeu este posibilă cum? Prin credința în Iisus. Cine crede în Iisus, acela poate realiza o întâlnire adevărată cu Dumnezeu. Dăruindu-ne apa vie a mântuirii, Iisus ne spune că este Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit în mijlocul nostru pentru a ne răscumpăra. El este Cel care deschide calea spre Dumnezeul cel nevăzut și devine mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Să nu uităm acest lucru. Important să ne apropiem de Dumnezeu. Nu ne putem apropia de Dumnezeu decât prin credința în Iisus. Așa cum a condus-o pe femeie să cunoască adevărul, să-L cunoască pe Dumnezeu, Iisus, tot Iisus este Cel care ne poate conduce să realizăm întâlnirea cu Dumnezeu și să trăim bucuria, prietenia noastră cu Cel care ne-a creat. Și a treia temă, cultul în Duh și adevăr. Cum ați auzit că spune Iisus, toți adoratorii îl vor, fără să fie legați numai decât de un loc anume, templu din Ierusalim, muntele Garizim sau altceva, sau biserica aceasta, referindu-ne la aceasta materială. Cel mai important lucru este Duhul și adevărul. În Duh și adevăr îl putem adora pe Dumnezeu. Sigur că este important și locul unde, că nu putem realiza acest lucru la fel de bine dacă suntem, știu eu, la piață sau într-o casă de rugăciune, biserica sau o capelă. Dar reținem
cultul în Duh și adevăr este acela care ne conduce la o cunoaștere profundă a lui Iisus Hristos și prin Iisus Hristos la o cunoaștere și o iubire mai mare față de Dumnezeu. Samariteana este un minunat exemplu pentru noi. Itinerarul de credință din Evanghelie începe cu o întrebare existențială și se încheie cu o frumoasă, frumoasă mărturisire de credință în Mântuitorul Lumii. Știm că Iisus este mai mare decât Iacob. S-a auzit femeia, s-a întrebat, cine-o fi El? Oare e mai mare decât părintele nostru, străbunul nostru, Iacob, de la care avem fântâna aceasta și îl pomenim mereu? Da, era mai mare. El este profetul, dar trebuie să lăsăm ca glasul lui să răsune în inimile noastre și să ne descopere că El este Mesia. V-am mai spus eu altă dată și vă spun și acum, atunci când ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciunile noastre, să nu credem sau să cădem în greșeala aceasta, să-i spunem mereu că avem așa de multe, stai Doamne, mai am ceva să spun, am terminat. Și completăm mereu și tot spunem, să-L lăsăm și pe Dumnezeu să ne vorbească. Dacă femeia la fântâna lui Iacob trâncănea mereu și nu-L lăsa pe Iisus să vorbească, n-ar fi ajuns să-L cunoască că El este Mesia. Foarte important este să-L ascultăm pe Dumnezeu, nu numai să-I vorbim. Îi vorbim când ne rugăm, dar tot rugăciunea este și mai eficace când îl lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească, să ne explice, care multe, multe să ne spună. De fapt, înainte de a-I spune noi, El știe tot ce vrem noi să-I spunem, că e tot știutor. Hristos este întâlnirea, adică voiam să spun, calea aceasta a cunoașterii lui Iisus. Prin rugăciune, prin meditație, în liturgie, în contemplație, să ne apropiem astfel de Hristos, văzând în El adevăratul și unicul Mântuitor al nostru și al lumii întregi. Să credem că Iisus Hristos, Fiul prea iubit al Tatălui, întruparea înțelepciunii divine, poate să satisfacă pentru totdeauna dorul nostru după mântuirea oferită de Dumnezeu. El ne dăruiește apa cea vie, care se reînnoiește continuu în viața noastră, devenind astfel pacea și bucuria fără de apus. Vă doresc tuturor celor care sunteți prezenți astăzi în catedrală și vă mulțumesc, și tuturor celor care m-au urmărit în transmisie directă, fie la pe internet sau la radio, prin Radio Maria, să culegem roade îmbelșugate, să culegeți și eu la fel roade îmbelșugate, meditând asupra lui Iisus, Cel care pentru noi și pentru mântuirea noastră s-a făcut om. Și în timpul postului mare, vedeți, de la duminică la duminică, intrăm cât mai mult în taina cunoașterii sale, care pentru noi înseamnă bucurie și fericire adevărată. Post rodnic în continuare, ne rugăm lui Dumnezeu să se îndure de noi în situația grea în care ne aflăm cu acest virus. Vedeți în ce situație, cât de slabi suntem, că omul se crede tare și mare. Uite ce probleme pune un virus. Și atunci cum să nu recunoaștem noi supremația lui Dumnezeu, să-I mulțumim, să-I cerem iertare? Vreau să fac o rugăciune acum și o să cer tuturor preoților, după fiecare sfântă liturghie, să facem această rugăciune care este și pe internet. Este rugăciunea propusă de Conferința Episcopală Italiană, Oficiul Național pentru Pastorația Sanitară. Vă rog să vă ridicați în picioare. O Dumnezeule atotputernic și veșnic, odihnă în osteneală, sprijin în slăbiciune, de la Tine toate creaturile primesc forță, existență și viață. Venim la Tine pentru a invoca milostivirea Ta
pentru că astăzi ne confruntăm din nou cu fragilitatea condiției umane, trăind experiența unei noi epidemii virale. Ți încredințăm pe toți cei bolnavi și familiile lor. Dăruiește vindecare trupului, minții și spiritului lor. Ajută-i pe toți membrii societății să-și desfășoare propria misiune și să întărească spiritul de solidaritate dintre ei. Sprijină-i și mângâie-i în îndeplinirea slujirii lor pe medici, pe lucrătorii sanitari aflați în prima linie și pe toți cei care oferă servicii de îngrijire. Tu care ești izvorul oricărui bine, binecuvântează din belșug familia umană, îndepărtează de la noi orice rău și dăruiește o credință neclintită tuturor creștinilor. Eliberează-ne de epidemia care ne-a lovit, ca să ne putem întoarce senin la ocupațiile noastre cotidiene și să te lăudăm și să-ți mulțumim cu inimă reînnoită. În tine ne încredem și către tine înălțăm rugăciunea noastră, pentru că tu, o Părinte, ești dătătorul vieții și împreună cu Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, în unire cu Duhul Sfânt, viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântă Marie, tămăduitoarea bolnavilor, Preasfințite, vă mulțumim frumos pentru cateheza din seara aceasta. Ne-ați apropiat mai mult de acest episod frumos, minunat, tainic, în care Iisus se descoperă pe sine ca apa cea vie și cale spre Dumnezeu Tatăl. Permiteți-mi să mulțumesc din inimă corului format din studenții seminarului Don Orione din Iași. Sunt aici împreună cu preoții, formatorii și responsabilii seminarului și le dorim o sărbătoare frumoasă în continuare. Pentru voi astăzi este sărbătoare, pentru că este Sfântul Alois Orione, care este de fapt fondatorul congregației voastre. Înainte, permiteți-mi un eveniment care a fost neprevăzut. Înainte de cateheză, doamna Mihaela s-a apropiat și mi-a spus: pot să-i ofer preasfințitului Iosif un buchet de flori? Și când mi-a spus că aceste flori vin de departe, de la câteva sute de kilometri, am zis, de la o familie binevoitoare și plină de credință, ne urmărește pe internet, am spus: nu se poate să refuzăm acest cadou. De altfel, acest frumos buchet este legat și de ceea ce sărbătorim și trăim în această lună martie, de tema catehezei din seara aceasta,
o femeie care cere apă și care mai apoi devine ea însăși evangelizatoare, care devine un simbol pentru toate femeile de astăzi și nu numai, pentru fiecare om care astâmpără setea și dorul de Dumnezeu. Un simbol frumos în seara aceasta. Suntem la sfârșit. Preasfințitul a făcut această frumoasă rugăciune la care am participat cu toții, unindu-ne și invocând harul și milostivirea lui Dumnezeu asupra tuturor celor care suferă. Preasfințite, vă mulțumim și vă rugăm să ne împărțiți binecuvântarea acum la sfârșit. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Celebrarea din seara aceasta, adică această cateheză pe care am ținut-o, s-a încheiat. Mergeți și trăiți în pace.